Sfântul Gamaliel a fost un vestit rabin din perioada Noului Testament, care a primit vestea cea bună a Evangheliei și l-a recunoscut pe Hristos ca Mesia. Numele lui Gamaliel înseamnă în limba ebraică răsplata lui Dumnezeu. El a fost nepotul faimosului rabin Hillel și bunicul unui alt mare rabin, Gamaliel al II-lea. A fost primul care a purtat titlul de Raban în loc de Rabbi, adică învățătorul nostru al tuturor. Când Raban Gamaliel a murit, slava legii a încetat, iar curăția și înfrânarea au murit și ele, au scris evreii după trecerea sa la Domnul. Gamaliel este menționat în două rânduri în Faptele Apostolilor. Întâi, atunci când a luat apărarea Sfinților Apostoli care erau întemnițați de Sinedriu la Ierusalim și se plănuiau uciderea lor, se sfătuiau să îi omoare, scrie Sfântul Luca. Și ridicându-se în Sinedriu un fariseu, anume Gamaliel, învățător de lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni afară puțin. Și a zis către ei, bărbați israeliți, luați aminte la voi ce aveți să faceți cu acești oameni, că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbați ca la 400, care a fost ucis și toți câți l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți. După acesta s-a ridicat Iuda Galileanul în vremea numărătorii și a atras popor mult după el și acela a pierit și toți câți au ascultat de el au fost împrăștiați. Și acum zic vouă, feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, că dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. De asemenea, Sfântul Pavel spune despre sine că a învățat la picioarele lui Gamaliel în chip amănunțit legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu. Conform tradiției creștine, Gamaliel s-a convertit la creștinism, însă a rămas membru al Sinedrului, putând astfel să-i ajute pe creștini după cum s-a și întâmplat. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 415 printr-o arătare minunată. I s-a arătat unui preot pe nume Lucian și l-a trimis la Ioan, patriarhul Ierusalimului, să-i spună să deschidă mormântul unde se afla trupul său. Tot Sfântul Gamaliel i-a spus că în acel mormânt se mai află depuși și fiul său Abibas și Nicodim din Arimatea. În anul 428, Sfintele lor moaște au fost duse la Constantinopol, în biserica Sfântului Laurențiu.